Scandal la lotul masculin de gimnastică de junior, după ce în presă a apărut informația că un sportiv în vârstă de 15 ani, membru în lotul național, ar fi torturat de doi colegi. Totul în cadrul unui cantonament desfășurat într-un complex sportiv din Reșița. Cu toate acestea, nicio plângere nu a fost încă depusă la poliție. Se fac însă verificări după apariția cazului în presă. Reporterul Observator, colegul nostru Alex Prunean, are detalii despre acest caz. Alex, bine te-am găsit. Aș vrea să te întreb ce spune antrenorul băiatului și dacă există evident vreo reacție din partea Federației Române de Gimnastică. Te ascultăm. Bună ziua tuturor! Federația Română de Gimnastică transmite că se adună date în acest moment și dacă se confirmă ceva, vor fi luate și măsuri. În schimb, antrenorul lotului a fost și mai sec și a transmis că e posibil ca totul să fi fost doar o joacă de copii, iar mai apoi cei trei să se fi certat. Totul s-a întâmplat în timp ce sportivul de 15 ani se afla în cantonament la Reșița. Colegii gimnastului l-ar fi legat de calorifer pentru a-l imobiliza, l-au dezbrăcat și mai apoi l-au tuns. Ororile nu s-au oprit însă aici, pentru că cei doi l-ar fi obligat să consume alcool, au scrumat deasupra lui și chiar au mimat jocuri sexuale. Pentru că băiatul batjocorit este de etnie maghiară, au făcut glume și pe seama acestui lucru. A doua zi dimineață, adolescentul de 15 ani a plecat din cantonament acasă și a povestit tatălui ce s-a întâmplat, dar bărbatul nu a depus plângere la poliție. Chiar și așa, polițiștii s-au autosesizat după ce cazul a ajuns în presă și în acest moment fac cercetări. Sportivul umilit face parte din lotul național de junior, dar și din lotul care ne reprezintă țara la campionatul european de gimnastică. Înapoi. Afli oriunde ai fi, în timp real, Observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.